Până atunci, după o vacanță aproape mai lungă decât jumătate de sezon al frumoasei noastre emisiuni, aterizează în platou Andreea Ibaca! Bună, Andreea! Bună, bună! Ce face Andreea? Așa merg eu cu rulota. I woke up like this. Mergi cu rulota și mergi, tată, săptămâni întregi, așa că viața ta e o întreagă vacanță. Ceea ce... Îmi cer scuze. Felicitări, de ce să-ți cer scuze? E foarte frumos să fii în vacanță. Povestește-ne, pe unde ai fost, cât ai umblat? De când eram tânără și până acum. Deci abia acum te-ai întors după 10 ani, iată. Da. Da, pe unde ați fost? Că ai fost cu Cabral cu rulota, cât timp ați fost? Am fost cam o lună de zile plecați. O lună de zile plecați? Doar voi cu familia? Doar noi trei, adică Cabral și Namico și cu mine. Câți ai mai luat, adică? Am luat în calcul și varianta asta cu cei trei căței, dar în ultima clipă ne-am gândit. N-au mai primit dreptul să meargă. Aveau pașapoarte, să știi, cu vizele luate toate. Nu ai trebuit și lor pașapoarte? Da, bineînțeles. Cât de tare, și? Nu ți-am povestit când am rămas în carantină într-o vamă pentru că nu găseam pașaportul tiarei? Da, deci nu e ușor cu viața cu trei căței. Da, da, da. În ultima clipă ne-am răzgândit, ne-am dat seama că ar fi o nebunie prea mare. Adică și așa a fost o aroganță să mergem cu un copil atât de mic după noi. Dar cred că e 15.000 de kilometri. E greu? 15.000 de kilometri? Ușor n-a fost, dar a fost superb. Da, mie mi se pare că vacanța cu rulota e una dintre cele mai frumoase, pentru că poți să oprești când vrei tu, unde vrei tu, să stai cât vrei tu, uite, chiar să pleci când vrei tu. Mă bucur că deschizi subiectul ăsta, pentru că am ocazia să-mi spun și eu părerea. Vacanța cu rulota, da, este minunată din motivele astea pe care tu le-ai nu menționat, de pentru nimeni. Că poți să campezi, teoretic poți să campezi oriunde, pentru că practic există și niște reguli pe care trebuie să le respecti. De exemplu, în România nu poți să campezi direct pe plajă, decât dacă campingul este amplasat acolo. Ce ar fi totuși de menționat este faptul că vacanța asta nu e, adică tipul ăsta de vacanță, de a călători, nu e chiar pentru toată lumea, pentru că nu este o vacanță comodă, în nu care ușor, să le ai nu? Pe toate, da, aranjate de ceilalți. Atunci când mergi la hotel, ești obișnuit să-ți facă cineva curat în cameră, poate, să ai masa pusă de 3 ori pe deci zi. Deci aici sau... trebuie să te pregătești singur, pentru absolut orice. Noi plecăm cu rulota de acum câțiva ani, încă de pe vremea când, iată, îmi face și poze. Mulțumesc! De pe vremea când nu era atât de cool. Am observat că acum e în tendință să călătorești cu rulota, da. Era hipstereală pe vremuri. Atunci când am început noi. Prima dată când ați plecat cu rulota, ce vă ziceau prietenii? M-ați nebunit? Da, toată lumea se uita la noi ca la niște ciudați. Bine, în continuare s-a păstrat treaba asta, pentru că după aia, chiar dacă oamenii s-au obișnuit cu treaba cu rulota, noi călătoream și cu trei câini mari, acum călătoream cu un nou născut și cumva tot adică... ciudați am rămas indiferent de adică mereu călătorie. Se găsea cineva să comenteze, nu? Da, dar spuneam că acum mi se pare că este mult mai în tendință treaba asta, am văzut foarte multă lume călătorește cu rulota, ar trebui spus odată că... trebuie să, nu știu, să-ți placă, să te gospodărești într-un fel singur, pentru că trebuie să te gândești atunci când pleci, uite, o lună, ai de spălat rufe, ai de mâncat de 2-3 ori pe zi, trebuie să faci adică curățenie trebuie în rulotă. Trebuie să-ți faci un program foarte clar și să știi exact... Nu vine nimeni la room service, îți dai seama, și trebuie ca să ai condiții în continuare, să călătorești la un anumit nivel, nu? De curățenie. Dar cei 15.000 de kilometri doar Cabral i-a condus? I-a făcut sau condus? Ca să pot să-mi fac și eu o poză. Așa. Ai trecut și la volan. Am condus și eu pe o bucată de drum, destul de scurtă, ce-i drept. Ne-am împărțit în felul ăsta rolurile, pentru că mi s-a părut că el e clar mai potrivit la volan. Deci avem o autorulotă de 7 metri. E a voastră sau închiriați? Este a noastră acum. Deci a voastră? Da, am trecut prin toate etapele. Prima dată ați închiriat să vedeți cum e și acum evident. Ați ajuns practic să aveți nu, rulota voastră. Prima oară am plecat cu cortul și cu duba, după care am închiriat, am avut o rulotă după aceea și acum avem o autorulotă. Autorulotă. Cu deci garaj pentru căței. Deci totuși urmează și next level când toți cei trei căței ne vor însoți. Și deci are, e lungă, ai zis, 7 metri, 7 nu? 7 metri, da. Și are baie, are dormitor, bucătărie, nu? Da, are două paturi duble, o baie cu are tot loc Cabral scutuș. În pat, că e în rulot. Pe diagonală, pe diagonală în cave, da. Deci el pe diagonală, așa? Da. Iar în tot timpul ăsta în care el a condus, pentru că m-a întrebat cum ne-am împărțit rolurile, îți dai seama că eu am făcut animație în spate pentru cea mică, pentru că nu e ușor să călătorești cu un copil de câteva luni. Da, au fost discuții între voi, bă, luăm copilul, nu luăm copilul, nu s-a pus problema asta. Adică, sau familia, să zică, de ce plecați cu copiii? Hai, lăsați-i cu noi, plecați cu bebelușul, nu, bă, era greu.
ori pleca el singur, da. Ori trebuia să mergem la pachet ostrei, pentru că eu o alăptez pe cea mică și încă n-am simțit că e momentul să o înțarc, așa că cumva n-aveam încotro. Mergeam... Și ce țări ați văzut? Deci ați plecat din România? Da, am văzut foarte multe țări, dar am făcut și premiere cu ocazia aceasta, dar într-adevăr, Namico cred că este... un copil, un bebeluș foarte, foarte plimbat. O să aibă amintiri frumoase când va crește și să va uita pe fotografii și peste... Foarte amuzant a fost că ne-am întors acasă și îți dai seama o lună din viața unui copil care are 10 și ceva în total, atât avea când ne-am întors, e foarte mult. Și ea nu mai recunoștea casa. Și era așa super confuză, se uita la noi și era pe bune, adică noi locuiam într-o mașină. Ce s-a întâmplat? Da, ne-a luat câteva zile să se acomodeze și am explicat în tot timpul ăsta că este casa în care ea a copilărit. Păi, adevărul că asta e, casa în care copilărește și cred că e cea mai frumoasă copilărie să poți să mergi așa peste tot. Deci ați plecat din România, ce ați văzut? Am văzut, mă rog, traseul, da. Vrei să-ți spun așa? Da, toți kilometrii. Ungaria, Austria, Germania, Luxemburg, Franța, Spania... Andorra, super. O destinație mai puțin turistică. Și v-ați întors bine? Ați plecat pe un drum și v-ați întors pe alt drum, nu? Ca să vedeți da, alte țări. Exact, exact. După care am stat destul de mult în Italia. Cumva am fugit după soare, pentru că ne-am dorit să prelungim vara și în mare măsură ne-a ieșit. Partea și mai simpatică este că pe traseu ne dădeam întâlnire cu fel de fel de prieteni sau rude și ne vizitau pe rând la rulotă, le cedam unul dintre paturi. Și am locuit împreună și cu părinții mei la Napoli. Da? Da. Tata a călătorit cu mâna ruptă, cu mâna în gips, dar s-a dorit foarte tare să o vadă pe cea mică. Foarte amuzant mi se pare că toată lumea mă sună și mă întreabă ce face Namico? Mi-e dor de Namico. Nimeni nu întreabă, dar tu ce faci? Dar mi-e dor și de tine sau de voi. E prioritatea. Da. La începutul lunii decembrie mai e puțin, împlinește un an, nu? Nu mai lăsa să termin și trebuie să spun că și cumnata mea s-a dat peste cap pentru a fi alături de noi tot în Italia. Deci ai avut vizite... Am avut, da, toată clar. Familia. Dar face un an, nu? Acum? Face un an, da, pe 4 decembrie face un an. Ne pregătim de o mică sărbătoare așa intimă în familie cu bunătățuri de-astea de sezon. O să rupem turta, cred că așa se numește, nu știu, Irina da. Fodor știe mai bine. Nașa. Da, îi dau legătura. Nașa. Foarte frumos, da, exact. Nașa este singură turta. Momentan în... Da. Această misiune de a rupe turta. Pentru că și Răzvan pleca cu rulota. Exact. Nu, nici măcar cu rucsacul. Cu rucsacul, da. Exact. Da. Să știi că eu mă bucur foarte tare când aud oameni care merg așa și călătoresc și fac exact ce vor și când vor, știi? Este, ți-am zis, un fel de a călători și de a vedea locuri noi deosebit, care pe genul nostru de a fi se pliază foarte bine. Dar le recomand tuturor celor care doresc să încerce, întâi să testeze într-o da. Zonă mai apropiată. Și apoi la distanțe mai lungi. Ați făcut pană în perioada asta? Da, le-am făcut pe toate. Da, poliția? Da, deci. Ni s-au spart încuietorile de la rulotă. A încercat să vă spargă cineva rulota? Da. Unde? Eram tot în Italia, da. În Italia? Da. Încercau, deci v-au spart rulota? Voi nu erați acolo, nu? Nu. Cred că am surprins ceva. Și v-au luat ceva? Nu, sau nu, n-au apucat. Adică i-ați văzut când vreau să... Bun. Deci puteau rulota... să ne ia, nu știu, hainele, încălțările, ce... Să nu fi rămas fără pașaport, fără acte. Da, da, nu cred că le-ar fi furat. Bun. Deci ați avut experiența asta și cu rulota... Da, trebuie spartă. Să le ai pe toate în calcul. Poliția? Atunci când... Oprit? Poliția n-am avut probleme cu amenzi, poliția. Adică nu. Nu. Foarte amuzant este atunci Pană? Când mă văd pe mine la volan, știi? Când sunt chiar și atunci când călătoream cu Duba, era super amuzant să le văd reacția. Eram eu toată micuța. Până ieșea Cabral după geam. Ce faceți, mă, unde vă uitați? Nu, că eu țineam să subliniez de fiecare dată. The driver. Da. Eu mă bucur tare că ai venit astăzi alături de noi. Mulțumesc. Să vă trăiască fetița, să vă bucurați. Și te mai așteptăm cu mare drag. Mai urmează cu o altă lota. Călătorie iar? Nu. Deocamdată avem foarte mult de recuperat, avem proiecte în care suntem implicați, o să fim de sărbători acasă, cam așa petrecem întotdeauna Crăciunul în București, cu și... familia. Eram musafiri până acum, musafiri profesioniști și acum cred că cu cea mică vom primi mai degrabă invitați la noi acasă. Super. Da, e destul de bine pentru că oricum vin tot cu mâncare la pachet, așa că... O să fie totul. Eu sunt specializată pe mâncare de bebeluși, dar eu sunt cu piureurile, cu supițele. Eu de asta am văzut că Abral arată din ce în ce mai bine în ultima perioadă. Deci de la mâncarea asta de bebeluși se trage. De la crema de cartofi dulce. Cum? A trecut la diversificat, nu? Diversificare, da. Păi nu, că fimea nu mănâncă și atunci îți dai seama, cineva trebuie să mănânce tot ce producem. Și mănâncă tot? Cabral sau fimea? Nu, Cabral, că...
îți dai seama. Foarte amuzant să-l vezi cum mănâncă borcănașe de alea, știi, de bebeluși. Pentru că, apropo, avem cel mai mofturos copil din univers. Nu cred. Da. Ba da. Adică? Adică nu mănâncă nimic. Nu-i place lapte. Nimic. Cu cine seamănă? O să merg după ea la școală, cred. Pe cine moștenește? La treaba asta cu mâncatul, da, pe mine, evident. Deci tu erai mofturoasă când erai mică, nu? Cum era să zică pe Cabral? Culmea, chiar și pe Cabral, când era la etapa asta, soacra mea mereu povestește, mânca doar pâine cu unt. Adică îi lăsa 5 feluri de mâncare, se ducea la serviciu și mânca pâine cu unt. Îți dai seama, da. Da, dar tot... Și acum părinții, familia voastră vă zic, e, vedeți cum e să aveți copii? Când da, așa erați... e, te ajung la vorbele mamei, să știi. Ai ajuns, nu? Da, ajung da, ușor, da. Ușor la vorbele. Eu mă bucur că ai venit și îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm cu mare drag să-l salut și pe Cabral și pe, pe micuța voastră, care nu știu dacă acum doarme, se uită sau te așteaptă. Avea un pic de febră, sper să se fie recuperat între timp. Am făcut niște vaccinuri. Eu sper să fie bine și îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Andreea Ibaca, căutați-o pe Instagram, căutați-o pe Facebook și pe blogul ei, postează despre experiența cu rulota. Da. Andreea Ibaca, mulțumim mult mulțumesc de tot. Arăți foarte bine, ți-a prins bine vacanța asta. Asta e relaxare, bine, nu doar nopțile, da? Uite ce înseamnă să fie soare peste tine zi de zi. Vitamina foarte frumos. De... Mulțumim mult de tot, mulțumesc. Te pupăm și te mai așteptăm cu mare drag. Bine. Mulțumim mult, să vă trăiască micuța.